Ok, multă lume întreabă cum fac să mă asigur că al meu cățel va face treburile afară sau pe preșuleț. Ok, hai să luăm pe capitole. Partea de afară. Foarte important să ținem minte că un câine, indiferent de vârsta lui, are un foarte bun simț al orientării. Ceea ce înseamnă că dacă mă duc afară cu cățelul și din momentul în care își făcut pișul sau caca, eu încep să mă întorc spre casă, câinele va face rapid legătura și o să zică, ok, data viitoare nu o să mai fac atât de repede pișul și caca, pentru că înțeleg că atunci când le fac, mergem direct în casă și câinele nu vrea asta, vrea să stea afară cât mai mult. Foarte important, stabiliți-vă un traseu, nu-l repetați, nu în fiecare zi același traseu, 30, 45 de minute, o oră, indiferent când face cățelul treburile, continuați-vă traseul prestabilit. Bun? Al doilea lucru, în momentul în care avem un papi, trebuie să ținem cont că în prima lună un papi are doar descoperirea corpului propriu. Motricitate, văz, auz, miros, controlul vezicii, controlul sfincterului. În a doua lună își înțelege mediul, în a treia lună înțelege haita și în a patra lună el poate să înțeleagă altceva. Deci cei care aveți căței luați la 8 săptămâni sau mai rău, la 6 săptămâni, aveți răbdare cu ei, încă nu sunt capabili să se controleze. Sper că ați luat câini de la crescători responsabili care vi-au dat de la 4 luni încolo puiuții, ok? În cazul ăsta puteți lucra inclusiv la preșuleț. Ce înseamnă asta? În casă, în momentul în care cățelul face pișu caca unde nu are voie, îl cert. Nu! Foarte hotărât, foarte apăsat. Sunetul meu să producă o vibrație în aer, ok? În momentul în care îl văd că se pregătește să facă pișu sau caca, îl iau gentil sau îl direcționez, în funcție de cum puteți, îl direcționez din corp, pe preșuleț. Când face pișul sau caca, îi arăt că face bine. Eu folosesc, spre exemplu, cuvântul pișu. Și când el face pe preșuleț sau în locul desemnat, spun pișu, bravo, bravo, pișu. Și de preferat să am o bucată de cașcaval sau de pui fiert pe care să-i o dau. Astfel arăt cățelului că aici e bine să facă pișu. Cățelul va înțelege relativ repede ce înseamnă pișu, respectiv caca, și va înțelege că pe preș e bine, pe lângă preș sau în altă zonă a casei nu este bine, atâta timp cât mențin echilibrul ăsta, adică fac positive reinforcement când e pe preșuleț, bravo, bravo, pișu, și fac coerciție sau corecție în momentul în care este în alt loc și spun nu, ok? Dar încurajați-i, câinele nostru, unul dintre câinii noștri, dacă îi spun comanda pișu, dă ultimii strop din el pentru că o știe, dar nu vă fie rușine chiar și în fața blocului, chiar dacă râd vecinii. Când al vostru cățel își face treaba, spuneți pișu, bravo, pe un ton cald, pe un ton părintesc, dacă vreți, și dați-i o recompensă. Pentru că așa faceți cel mai puternic legătura între unde are voie, unde suntem de acord și încurajăm să facă treburile și unde nu suntem de acord.